multe unor colegi. Am colegi care au părăsit Partidul Național Liberal prin 2020-2021. Cei care s-au alăturat sunt exact ăștia care au părăsit în 2020-2021. Sunt mulți care au părăsit corabia PNL în momentul în care în 2021 s-a întâmplat congresul în care domnul președinte Orban a fost înlăturat, după părerea mea, hai să spunem așa, din cuvânt prea durmișelez, dar nu e prea departe un epitet asemănător, a fost îndepărtat de la conducerea partidului în condițiile în care acel congres a fost o mascaradă despre care nu vreau să-mi aduc aminte. Ăla a fost, de fapt, și momentul în care m-am decis că ar fi bine să nu stau. Am mai stat, nu știu, poate din comoditate, dar ăla a fost și punctul meu de inflexiune, ca să zic așa, în PNL.